Practic au fost cele mai bune jocuri din această campanie și e bine că s-a întâmplat așa exact când trebuie. Da, aseară am uitat cu toții că am avut o tragere sos favorabilă, că am întâlnit două echipe care nu jucau acasă și fără suporteri, Belarus și Israelul. Jocul a fost unul care a fost prost, dar rezultatele sunt cele care au făcut la urmă diferența, dar ultimele două jocuri, cum ai spus și tu, chiar au fost fantastice. Aseară, sigur, și cu șansă, pentru că am avut un portar care mi-a lăsat impresia că dacă scăpau 5 contra 1 de la centru cu el, băiatul ăsta n-avea cum să ia gol aseară. A fost din bară în bară, cu mingi foarte grele, adică nu șuturi, să zici, de la 30 de metri. Au fost trei faze repriză a doua, 1 contra 1, în care sunt faze, cum spunem noi, portarii de 100% gol. Dar am văzut un Rațiu fantastic, am văzut un Drăgușin, care băiatul ăsta are o creștere incredibilă. În 2-3 ani, în ultimii 2 ani a crescut fantastic. Nicușor Bancu și toți, nu mai spun că au alegat băieții ăștia la mijlocul terenului, plus în față, Alibec. Și aici este meritul lui Iordănescu. Pentru că în momentul în care a venit la echipa națională, a venit într-un moment greu al echipei naționale, să ne aducem aminte cu toții, da? Meritul și Federației Române de Fotbal, pentru că l-au păstrat după jocurile din Nations League. Cine i-a spus lui Burleanu să facă lucrul ăsta a fost un consilier bun. Meciul cu Bosnia, ultimul care a fost atunci, ăla a arătat că se întâmplă ceva la echipa națională, în sensul că se creează ceva. Și au avut răbdare și uite că Iordănescu a făcut și puțină curățenie, că altfel nu se putea. Și jucătorii simt lucrul ăsta. Când ai un antrenor care nu face niciun fel de compromis cu nimeni, jucătorii apreciază lucrurile astea. Și uite că și aseară 5 schimbări. Te așteptai, Mihai, să facă 5 schimbări? 5... Nu, două, trei mă așteptam. Față de meciul cu Israel. Dar a schimbat de la mijloc în față absolut totul. Foarte greu să joci de maniera asta. Asta demonstrează că România are și o bancă. Adică are noi un am spus de la început, de la mijloc în față. Da, sigur, putem discuta acum dacă trebuie o dublură pentru Nicușor Bancu. Vorbeam și aseară la stadion cu Ilie, cu Dumitrescu. Unde mai trebuie, dacă se accidentează el, nu avem pe cine. Sperăm ca Borza să vină din spate, să crească repede. Rațiu, o creștere fantastică, se vede că el joacă la Primera, adică a jucat de o manieră atât de în primul rând simplă, dar din punct de vedere fizic e foarte puternic și lucrul ăsta s-a văzut. Sigur că, repet, elvețienii cu problemele lor care se văd din avion, adică nu trebuie să... Au avut 4 jocuri egale, nu? În campania asta cum nu se așteptau. Sunt curios dacă vor... Eu cred că vor schimba, pentru că vedeam și aseară, Akanji nu a transpirat. Un jucător, vorbeam, zic, băi, dar să joacă la City totuși este... Da, dar asta nu ia nimic din meritele băieților noștri care... Akanji, de care ai pomenit, după meci a spus că noi am avut o singură ocazie și am transformat un gol în timp ce au avut multe și cumva vrea să transmită ideea că această victoria noastră a fost una nedreaptă. Nici pe departe. Sigur că au avut și ocazii lor, dar noi în prima repriză, gândește-te că am avut... Bineînțeles, pe pasele de la ei ne-au dat-o de vreo 2-3 ori singuri ca să o băgăm în poartă cu șutul acela de pe 16 metri. Noi am avut niște contraatacuri și golul a fost unul de manual, golul superb. Nu cred că are dreptate. Au trecut 30 de ani de la Cardiff, acel moment magic din istoria noastră, când am obținut calificarea după o partidă foarte interesantă împotriva țării galilor. Sunt o mulțime de analogii cu Gică Hagi, care a marcat în acel meci. Meciul calificării acum a marcat Ianis Hagi, tot cu piciorul stâng, precum tatălui atunci. Tot un Iordănescu pe bancă. Meciul acesta cu Elveția, de exemplu, ți-a adus aminte de Cardiff? Putem face o comparație între aceste momente? Nu cred că putem face o comparație, că a fost ultimul meci și a fost decisiv. Noi eram calificați la meciul de aseară. Asta este singura diferență. Poți să te întreb de meciul cu Israel, dacă ți s-a părut că a existat așa ceva similar. Nu cred, pentru că noi am jucat la Cardiff cu 50.000 în tribună și știi foarte bine cu ce presiune a fost acolo. Meciul cu Israel s-a jucat pe un teren neutru în fața 2.000 de spectatori sau 3.000, câți au fost. Nu cred că pot fi comparate momentele, dar este clar că acum avem o generație de care putem să vorbim. Și românii, eu sper, depinde numai de băieții ăștia. Calificarea este importantă, sigur, foarte importantă. Poate să fie o locomotivă pentru fotbalul românesc. Pentru că de acum încolo, Mihai, aș vrea să-i văd pe băieții ăștia din competiția noastră internă se bat pe 6 locuri. Eu cred că orice jucător român își dorește acum să vină la echipa națională, dar acum a spus și selecționerul. Domnule, veți trece prin două filtre. Și al meu, dar bineînțeles că și al grupului. Eu cred că va fi o emulație și pentru competiția noastră internă această calificare. Repet că sunt 6 sau 7 locuri libere, care nu e ușor, nu va fi ușor, va fi o bătălie pe ele.
Îl salutăm și pe Adrian Falup, care este cu noi în direct. Salut, Adrian! Bună seara, bună seara! Tu ești bun la predicții. M-ai uimit în sezonul trecut, când la început de stagiune mi-ai spus că Farul o să iasă campion, ai spus în emisiune în direct și după aceea, deși nimeni nu credea, probabil nici cei de la Farul, Farul chiar a ieșit campioană. Acum România a terminat pe primul loc. Ai simțit la început de campanie ceva în sensul acesta? Ai crezut că putem să câștigăm această grupă? Nu am crezut. Grupa, cred că aveam speranțe foarte mari că ne vom câștiga, dar să câștigăm grupa, nu. Pentru că Elveția nu e o echipă slabă, e o echipă puternică. Cum ți s-a părut România în meciul de aseară cu această echipă puternică de care spui a Elveției? România, în cele două jocuri, am văzut o echipă care joacă ceea ce poate să joace. Adică nu o echipă naivă care încearcă să facă ceea ce nu. Să facă posesie multă, să facă pressing între adversi, să facă ceea ce nu poate în momentul ăsta. Am văzut o echipă care se sacrifică pentru un rezultat, care se apără foarte bine, care încearcă să joace rapid, direct pe poartă, fără să aibă așa multă filozofie. Și lucrul ăsta cred că ne-a ajutat întotdeauna pe noi să ne calificăm. Și mă bucur că am înțeles în ultimul moment că ăsta e drumul pe care trebuie să mergem. Ne trebuie rezultate la echipa națională, nu să formăm grupuri sau să fim frumos. Florin, voi cu Anghel Iordănescu mergeați la Mondialul din 94, când Anghel Iordănescu avea cam aceeași vârstă pe care o are acum Edi Iordănescu. Edi Iordănescu de acum îți aduce aminte de Anghel Iordănescu de atunci? Sau sunt diferiți? Sunt total diferiți, da? Sunt total diferiți, da. Păi Edi a stat cu noi în hotel atunci, avea 4 ani, dacă nu am aminte bine. Îl vedeam pe acolo, că era între noi tot timpul. Și... Nu, era mai în vârstă. Nu. Cât avea? Păi mi-aduc aminte, am o întâmplare cu el. Au trecut 30 de ani de la Cardiff. Așa, și el are? Avea și el cred că are 44 de ani, deci avea vreo 13-14 ani. Da, mi-aduc aminte că fugea pe acolo, până în hotel, și noi îl mai luam, îl mai băzâiam, îl mai... Da, dar nu seamănă cu tata lui. Dar în schimb îl are în spate pe tatălui, care a contat enorm de mult. Eu sunt convins că el în toată această campanie, de fapt în toată cariera lui, având în spate un tată ca și Puiu Iordănescu, cu siguranță că s-a folosit de... Sunt convins 100%, așa cum îl știu pe Neapuiu. Mai mă întâlneam cu Neapuiu, că suntem vecini acolo în cartier la 230 de metri de mine și îmi spunea, uite așa, uite, cred că e bine așa. M-am întâlnit acum de meciul cu Israelul și îmi spunea, bă, uite cum vrea să joace ăsta. Tu ce zici, cum e bine, nu e bine? Și zic, Neapuiu, nu știu, dumneavoastră sunteți antrenori, știți mai bine, dar eu bănuiesc că știți cu cine joacă, nu? Am încercat și eu să-l trag de gâlci, cum spunem noi, dar n-am avut nicio șansă. Da, când ai în spate, dar el este un antrenor, eu am spus de la început, când a fost numit, dacă ți-au aducea aminte, Mihai, după tot circul acela cu Răzvan, Petrescu, Hagi și așa mai departe, eu am spus, domnule, singura variantă, din punctul meu de vedere, este Iordănescu și pe ce m-am bazat când am spus lucrul ăsta. Este un antrenor care iubește fotbalul, care a demonstrat în condiții foarte grele la echipele unde a antrenat. Și mă întorc înapoi, Pandurii, Gazmetan și acolo insolvență, nu? CFR Cluj, știm cu toții ce s-a întâmplat și acolo. Dar omul și-a realizat obiectivele în condiții, repet, foarte, foarte grele. Și atunci alegerea a fost una normală și corectă. A evaluat foarte bine lotul pentru că, repet, a dat tăiat. El a fost ca un doctor la început. A pus diagnosticul și a tăiat. A fost dureroasă operația, într-adevăr, pentru unii jucători. Dar trebuia să o facă, n-a avut încotro. Și uite că roadele, acum colege roadele și, bineînțeles, a ajutat de foarte multă lume. Ajutat este un om care vorbește și comunică fantastic de mult, în primul rând și cu foștii jucători.